ce se întâmplă cu un om care are un nivel scăzut de endorfine. Pentru că realitatea este că foarte mulți se confruntă cu astfel de situație sau fiecare dintre noi a trecut prin viață, prin momente dificile, care sunt și echivalentul unui nivel scăzut de endorfine. Stresul, anumite drame pe care cu fiecare ne confruntăm, ne pot duce într-o situație în care procentul endorfinului este foarte mic și hormonii de stres iau controlul în corpul nostru. Dar, dincolo de situațiile dramatice, există mulți oameni care viața lor este cu un stres finuț sau așa minim, dar constant și cu un nivel scăzut de endorfine. Pentru a înțelege mecanismul, haideți să privim în natură. În natură, animalele sunt libere. Liberă de a își urma instinctul, liberă de a alege, de a avea cele mai potrivite alegeri. Liberă de a se mișca în voie. Dar dacă luăm aceste animale, ele sunt fericite. Pentru că ele produc suficient de endorfină. Dar ce se întâmplă dacă luăm aceste animale și le mutăm în captivitate? Devin anxioase. Devin depresive. De ce? Deoarece nu mai au arealul mișcării. Nu mai au acea libertate de mișcare. Când noi vorbim de mișcare, vorbim de mișcare exterioară și mișcare interioară și amândouă se corelează. Deci, ținând cont de lucrul acesta, în momentul în care un om stă în casă, nu iese afară, stă ca într-un fel de captivitate, arealul de mișcare este mic, el poate să înțeleagă foarte rapid, văzând ce se întâmplă la aceste primate, la aceste animale. Orice animal, și un câine, și un animal sălbatic, dacă e adus în captivitate, dintr-o dată nu mai poate să producă acele endorfine într-o cantitate suficientă, pentru că nu mai are libertate de mișcare. Dacă organismul nu produce o cantitate suficientă de endorfină, există o risc real de dezvoltare a unor patologii, dezvoltarea unor probleme de sănătate care se pot resimți la nivel mental, se pot resimți la nivel fizic. Nu credem că animalele nu au emoții. Animalele au emoții și le pot manifesta. Animalele au suflet. Și vor fi multe de discutat în viitor. Dar în momentul în care un om nu mai poate să producă endorfină, va avea următoarea simptomatologie. Senzații de durere în corp. Migrenă. Se va duce la doctor și doctorul zice, dom'le, nu ai nicio cauză. Ce se pare? Risc ridicat de anxietate și depresie. Ori se va proiecta în viitor, ori se va proiecta în trecut. Pentru a reitera acel sentiment de libertate, de mișcare, de că îi se dă voie și că își dă voie să se miște și să facă ceea ce simte, pot apărea probleme asociate adicțiilor. Aici e de spus că un animal în libertate, adică un animal sălbatic, în libertate, este foarte greu să-l corupi și să-l faci să fie dependent de, dependent de anumite lucruri. Adică să manifeste un caracter adictiv. Dar dacă îi se restrânge libertatea și intră în această izolare, dintr-o dată îl devine adictiv. Și asta este un lucru sezizat de foarte mult timp. Pot apărea insomnii, pot apărea senzații de oboseală, oboseală cronică, uneori chiar burnout. Pot apărea schimbări frecvente privind dispoziția interioară. Că unii le numesc fițe, paghițe, nu contează.
Contează că această dispoziție interioară, această stabilitate emoțională, mentală, această hotărâre de a își urma o zi conform planului, nu mai poate fi. Deci, este foarte important să înțelegem acest lucru. Că arealul, lipsa de captivitate la un animal, poate să vindece animalul. De multe ori luăm un animal, încercăm să-i dăm de toate, dar la un moment dat el moare. Așa că și noi ar trebui să ne gândim la acest concept numit spațiu vital, spațiu vital al omului.